Bună ziua, mă numesc Unice Alexandru, sunt proprietarul pensiunii Septembrie. Este o pensiune pe malul Dunării, la ieșirea din cazanele Dunării. Câte margarete? 4 margarete, avem 10 camere, facem o extindere și o să ajungem la 15 camere în anul următor. Încercăm să oferim turiștilor un confort și o imagine cu ajutorul naturii, puțin diferită față de ce oferă ceilalți proprietari de pensiuni. Ce să vă spun? Fiind pe malul Dunării, turiștii au posibilitatea să facă plajă, au șezlonguri, au acces la piscină, au un mic debarcader pentru acostare a embarcațiunii ușoare. Bicicleta pentru plimbat în zonă? Da, biciclete le punem în balcon. Biciclete, le punem la dispoziție caiace. Sunt mai multe feluri de, să zicem, de a petrece timpul liber. Se pot face drumeții în zonă, au în fiecare cameră pliante și hărți cu traseele unde se poate merge pe jos sau chiar trasee de mers cu bicicleta sau cei care vin cu echipamente mai speciale, ATV-uri, motociclete, se pot și pentru ei face trasee. În oferta gastronomică se regăsește specificul zonei? Da, am încercat să fac meniul doar pe bază de pește din Dunăre, chiar dacă este un pic greu pentru că nu este ușor de procurat pește proaspăt în permanență să fie doar de Dunăre. Nu cumpărăm nimic de la alte firme care comercializează pește congelat. Sunt specialitățile clasice, ciorbă, saramură, plus alte specialități particulare, să le spun, ale noastre. În rest, bucătăria este bucătăria tradițională românească. De ce septembrie? Septembrie pentru că sunt născut în septembrie, soția este în septembrie și ne-am căsătorit în septembrie. Și urmează pensiunea octombrie, nu? Sper să nu urmeze octombrie ca să mă căsătorez eu în octombrie și mai departe. Da. Dar pe lângă asta, când am ales numele, am avut și în 4 locații câte 3 bilețele cu mai multe variante și au fost alese din 4, 3, tot septembrie. Nu zic că e prea evident încât să... Și este și un nume diferit față de ce se folosește în rest. V-aș mai întreba, care este luna în care ați recomandat turiștilor să vină aici la dumneavoastră? Deci în mod special. Deci turiștii vin clar în, cum să vă spun, începând cu luna mai, gradul de ocupare mai, iunie, iulie, august este 100%. Mie personal îmi place luna aprilie și luna septembrie-octombrie. De ce? Cum arată aici în septembrie? Pentru că natura nu mai este așa frumoasă și verde acum, este mai frumoasă și roșie și maro și... Toamnă. E foarte frumos. Și sunt turiști care agrează genul ăsta de turist, să spun. Chiar dacă este un pic mai norat, e frumos. Cine v-a sugerat simbolistii de asta cu pomul și inima? Da. Eu m-am ocupat de partea de arhitectură, pe partea de construcție, tot ce înseamnă culoare și... culoare, unde intră și pomișorul, s-a ocupat sora mea, care este de meserie designer. Ca să se uite la simbolul pomului și la simbolul inimii, că există în dicționar de simboluri foarte importante. Am analizat mult și am ajuns la... Nu, dar trebuie să spună că ce simbolul pomului, adică atunci când vin turiști, e interesant dacă spuneți că ați ales un anume simbol. Ce se vede acum aici, nu numai clădirea, mă refer tot ce înseamnă amenajare cu teren, cu tot, este undeva la 650.000 de euro. Din care am accesat 250, să spun, fonduri europene. 100 pe construcție, încă 90-100 undeva aici pe dotări. Și restul au fost prin alte fonduri, tot nerambursabile, pentru IMM-uri, pentru
se accesează relativ ușor, e un ajutor bun.